nu-i bagi capul. Cam asta a fost aventura noastră pe astăzi. Hai, Johnule, dă-i! Șorgă, dai păstă bine! Bagă-te în paralel cu jeep-ul, aici! Bă, ce vlag are în el, bă. Are vlagă! Bun! Bă, dă-ne mai tare, cam cu mine sau cam cu lui? Lăsați! În comentarii! Lăsați în comentarii care tank este mai tare, al meu sau al lui Benny? Eu zic al meu! Ăsta e proaspăt reparat și ar trebui să rupă. După cum vedeți, pe ăsta l-am epuizat astăzi. Vedeți cum arată, plin de mocirlă. Și acum e rândul ăsta, dacă tot l-am luat, să ne uităm la el. Doar ce l-am reparat. Beni, șofer profesionist astăzi. Pe asfalt conduc eu. Și o să las și pe Beni unde nu este asfalt, ca să fim legali. A, stă bine acolo, Beni. Care vrei să-l conduci? Pe ăsta mic sau pe la mare? Pe la mare oricum nu știi. O să te învăț să-și pe la într-o zi. După cum vedeți, arătăm bine din toate punctele de vedere. Suntem tot moșiliți. Dar nu din cauza că am făcut doar off-road cu jeep-ul. Am și avut astăzi multă treabă. Am un băiat oițile, o să le vedeți că mergem pe acolo. Să le dăm pe dealurile unde sunt acum. Și o să vedem dacă o să ieșim cu bine de pe traseul accidentat pe care urmează să-l parcurgem cu ATV-ul. Jeep-ul lăsăm, după cum a spus, că l-am folosit destul azi. Mă, uite și-o venit. Bă, ce-o? Emoțul? Cine-o venit? Cine-o venit? Cine-o venit? Ia. Tank mai mic. Ia orică. Tankul mai mic. Eu pierdus garda. Eu pierdus garda. De unde ai venit? Vrei cu ATV-ul, știu. Vrei cu ATV-ul. Vrei bine că nu-l auzi pe care asta. Vrei tu? Hai cu șeaua și vrei. Vrei tare. Nu-și putem cu țucul noi să-l luăm, măi? Da. Acum se murdărește, îl lăsăm acasă. Lăsăm acasă, ne moarge, da? Lăsăm. Vă place mirosul de benzină? Ce-mi place mie. Hai, mamă. Să vedem acum mai stăm cu simțul găurii. Eu sunt foarte rău cu simțul găurii. Să nu dăm pe lângă. Aude. Bun, hai că ne descurcăm. Cât de cât. Și ăla la... Și ăla la... Și ăla la... Mai cădă mai puțin. Mai puțin. Mai puțin. Mai puțin. Nu s-o am plut, dar aproape. Dar acum să fim sinceri, ăsta mănâncă cei mai mulți bani. Bun, până aici am avut asfalt. Am fost eu la cârmă, acum predau cârma lui Beni. Hai să vedem ce poate al nostru. Să nu omori, bă. Gata, dă-i. Gata și poziția de azi. Să ne facem fleasca iar.
Bun, deci acum avem două teste, unul pentru mine și unul pentru Beni. Eu trebuie să trec acest râu pe jos, adică să sar peste el. Asta e testul meu, să sar fără să mă ud. Ca să trec pe partea cealaltă, să-l filmez pe Beni cum trece celălalt test, trecând râul cu ATV-ul. Bun, primul test îl dau eu. Hai să sar. Bun. Mamă, cred că ating acum un pic apa. Să mai lăți râul. Asta e? Toată în sus. Asta e provocarea mea. Ia-ți având cum îl iau cu ATV-ul. Hai, Iancu! Dacă eram deștept, treceam amândoi cu ATV-ul, după aceea treceai tu înapoi și treceai cu ATV-ul, dar noi vreau să sărăm câte fiecare câte test. Hai! Și alu, și patinez pe aici. Hai, nu mai... Bă, dar amână, nu pot să-mi iau bine având, bă. De unde să-mi iau având? Așa ceva. Bă, nu m-am udat, că nu m-am cutat banda. Da, super. Păi și telefonul cum îl dai? Hai, aruncă-mi. Hai, aruncă-mi telefonul. Bă, bun, bă, bun, la fix. Hai să te văd. Hai, Mr. Beni. Vezi să nu te uzi. Nu, nu-i gata bine cu vorba. S-a murit motorul, ce ai făcut? Mamă! S-a murit motorul, ce ai făcut? Bă, te-ai udat leoarcă. N-am făcut buială. Fiu, vezi că explodez, ui cât fum iese, bă. Fugi, bă, că explodez, bă. Fugi. Iaburi, bă, iaburi de la motor. Cum a atins apa. Cum de-a murit motorul, hai să dăm. Ia foc, bă, man. Cum să ia, mă, foc? Bă, ia foc. Aventură încheiată cu succes. Te recibă la nas? Nu. Nu? Ți-a intrat frigul. Dacă n-ai barbriz, ce să-ți fac? Motocicliști au. Ce zic, eu n-am cască deloc. Asta n-are parapriz. M-a luat un pic plânsul. Dar am cheiat misiunea cu succes. Succes. Cam moale acolo. Ce frică! Bă, cam moale. Hai că urc pe acolo. Urc acolo. Dă-i pe aici, hai! Cam moale, hai că urc pe aici. Hai, lasă-mă pe mine acolo. Cam așa ceva. Nu mai vrea. Nu mai, a? Lăsăm ușor înapoi. Au, că nu mai nimerez viteza. Bă, ești nebun ce m-am băgat, fii atent. L-am pus pe liber, am vrut să dun acel apoi și stau pe acum. Mamă, că tot se pă la roată. Bă, eu ce cap pe aici? Fii atent cum l-am băgat, ești nebun la cap. Fai. O să pă la roată pentru că ăsta e moale, că numai ce l-o... Bă, dar ai văzut ce de la power? Aia, urcam, dacă luam un pic mai tare. Da. Ce-a zis că nu m-am udat astăzi. Ai zis, a? Dede, amendă. Dede. Ce așa m-am udat, ce să mai... Hai că mă urc eu ăsta de aici din față. Ce zici? Urc eu ăsta din față. Nu, că nu m-am urcat pe aici, că vreau moale. Păi nu pe ăsta, pe ăla avea cos din față. Pe unde? Pe ăla, ăla micuț. Ăla micuț. Ăla micuț. A, pe ăla mic, da, pe ăla mic, da. Hai să-l scot de aici. Hai că dau eu pe pașaier, dacă nu. Acum e pe liber. Păi hai că dau pe râu, nu? Hai. Pe râu? Pe râu trebuie să dai, da. Mare ca mine. Ai sărit, la te bagi în pom, băi! Ți-au fost frică, uite ce față ai făcut! Păi vezi, bă, dacă merg aia, nebunul, că așa ai intrat și în gard atunci. Da, bă, dar tu vezi că am fost frână, băi! Am un copil inconștient la ușă. Păi, tu nu... trebuie să-l stăpânești, frate, deci poate să-i dai viteză. Iar tu muri motorul, pune pe N și pornește. Vezi să nu explodezi iar. Mai stai.
Păi zici că eu vin ceata. Nu, acum ar mai bine curățăm o țelă pe asalt la festival acolo, băi. Auzi ce vreau să facem eu cu Beni. Uitați-o aici pe geta. Mai cum arăt? Că v-am tot pomenit pe vlogul ăsta. Azi că venim așa când suntem îmbrăcați murdar să ne punem direct în casă. Ia a fost ideea. Auzi, în casă, pe canapea. Nu, canapea. Ce faci? Te duc în pat. Hai să-mi dacă pat. Ai cea mai harnică, de asta o iubim și o apreciem, nu? Ai o. Am o. Ia să vedem ce o ai. Să-ți dă-le de casă. Ia, pune sucânele astea. Pune-le la clocit. Ce bine la căldură. Înainte să încheiem vlogul, Bene are ca temă de casă la ora de istorie să facă un blit de lut. Așa că, uite, și-o cumpărat lut. Bine, găseam și pe marginea râului, până a fost micuată, tot a venit, nu știut. Și-a cumpărat și dintr-o bucată eu o să fac un blid și eu o să fac un blid. Să vedem acum iese mai bine. Versus. Și le arăt la proful amândouă, îi spui care arată mai bine. Dumnezeu. Care merită nota 10, bun? Bun. Domnul profesor, dacă vedeți clipul ăsta, vă salutăm. Și eu mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte când eram la școală și m-a spus și pe mine să fac un blid de genul ăsta. Și eu am luat 10 atunci. Să zic chiar și Beni. Hai, tati. Hai, bă, te bați cu lutul. Da. Tu ești omul pe aia în gând. Trebuie să-l bați. Da. Uitați ce bătut și eu la gen. Eu, bă, ce bătut și faină e, da, de... Da, de bălet. Fiai. De lână. Fiai. Deci domnul Beni mai are foarte puțin și-și gata opera de artă. Aici am rămășițele. Și au ce-o zis, că mă uit la el să copiez de la el cum fac, să fac eu oblidul. Cum da, și le copiez. Copiez eu? Da, tu. Și te-am copiat tu vreodată? Zi. Nu. Eu am tehnicile mele, băi, îl fac altfel. Da. Lasă că vezi tu. Bun. Am terminat vasele, le-am pus la uscat. Ăsta e al meu. Și ăsta e al lui Beni. Uitați-vă. Și premiul pentru cel mai frumos vas merge la... Arată-l și pe interior pe al tău. Am mai un pic crăpat pe interior și pe exterior. Deci al lui Beni e perfect din toate punctele de vedere. Se vede că și-o da silința mai mult. Lăsați în comentarii cine credeți că a câștigat concursul. Eu zic că a câștigat Beni, recunosc. A fost un pic mai bun. Arată da, mai bine al lui. Așa. Dar la mine așa e modelul, bă. Eu așa am să-l fac niciodată. Da, cum? Am vrut să-l lasă câștigi. Da, da, te cred. Dacă vreme, mai dăm un mâine în concurs și... Tu la aceeași chestie. Da? Da. No, bagă, hai să băgăm fructe în el. Bagă-ți fructe în altă, să vedem cum arată. Că tot vine Crăciunul, băgăm niște mandarine. Domnul profesor de istorie, eu zic că Beni merită un 10. Și eu merit un 11. Așa, bagă și mie o mandarină, mă, ți-l bagi ție pe toate. Eu n-aș mânca, n-ar mânca și gura mea o mandarină. Ba, avea pe la tine, că deci, o, își dă la Beni, uite-te. Uite, eu și-o umplu coșu, și-o umplu traista și mie o mandarină. Asta e Beni. Asta e regula. Vă mulțumesc că nemulțumitul lui se ia darul, ce să fac. Vă pupăm, ăsta a fost clipul nostru de astăzi.